bine acasă, vă salută cu drag de la Gara Fălești, restaurantul Plai. Venim aici la Cumătria Gloriei, ce adună oamenii frumoși alături de ea, alături de frumoșii părinți, astăzi când dă o sărbătoare frumoasă în cinstea ei. Astăzi Gloria face o frumoasă sărbătoare alături de cei mai frumoși nănuți. Bun, astăzi invitați de părinții Nicu și Corina, oamenii dragi se adună rând pe rând la sărbătoarea frumoasă a Gloriei. Noi venim cu drag din partea bunelului Alexei, din partea lui Pietru, partea Marinei, care sunt, de păcate, departe în Germania și nu pot astăzi să spună la mulți ani Gloriei și frumoșilor părinți. Facem noi cu drag astăzi din partea oamenilor dragi care ne-au încredințat nouă acest moment frumos să le cântăm astăzi la mulți ani. Haideți cu noi! Vreau să-mi spuneți voi, de partea cui venim noi și cine sunt sau este
persoanele care intră aici. Avem frați care îi fermi? Nu pot să fii totuși, dar îi fermi. Avem și cu băiatrii care îi nu. Nu, e reci. Frați. Așa, cine? Cel mai mic și cel mai mare. Așa, eu vă dau un nume și o spuneți cine este. Se numește Petru. Așa. Și la lui Petru o găsim pe Marina. Uite, ei sunt oameni dragi, dar lângă ei mai este un om foarte, foarte, foarte drag. Daniel. Da, da, da. Dar nu se spune foarte, foarte drag și indicii le ajung la suflet. Este vorba despre domnul Alexei, bunianul Gloriei, care astăzi ar fi vrut să fie aici. Sunt pe o sticlă de conian pe aici să trezească oameni dragi, să trite și el la mulți ani, să vă ia la braț și să se bucure de voi. Copiii lui spun dragi, azi atât de minunați și frumoși. Dar timpul meu este departe, am înțeles că bunicuța a reușit să ajungă aici și este lângă voi. Însă el este departe. Și împreună cu fratele Petru și cu nata Marina, deci unchii Gloriei, se adună frumos cu o surpriză frumoasă, cu acumat la mulți ani ceea ce am făcut împreună toată lumea și colocare și desigur nu ne rămâne altceva decât să mă îndrept cu darurile frumoase, pregătite cu drag din partea Flori pentru voi. La mulți ani în suflet! Vine spre mămica, venim spre cea mai mândră noră, cea mai frumoasă, cea mai gingășă, cea care i-a cucerit sufletul și inima fiului lui și care îl face fericit cu siguranță. Pentru că în ochii lui văd zâmbele, văd euforie frumoasă, văd dragoste și ambii stați cu lacrimi în ochi. Deci sunteți fericiți, sunteți emoționați, iar astăzi mai aveți și motiv frumos să plângeți de fericire, pentru că copila voastră astăzi este cea ce joacă un rol important la această cumătrie, pentru că este totul pentru ea și despre ea. La mulți ani vouă, la mulți ani mămica! Tăticului o șampanie de partea lor. Da, am înțeles așa. Dacă bunica a reușit să ajungă la frumoasă sărbătoare, la final de sărbătoare, la final de ceremonie, vine și cu ei cu voi de fericitare și desigur cu acel tradițional ajutor bănesc care ne duce noi la oricare ceremonie. Însă fratele Petru și bunata Marina se combină frumos în acest pliculeț și vă pun o sumă frumoasă. Pentru ea, pentru voi părinți, să știți cum să-i rânduiți, cum să-i puneți cap la cap, să fie folos pentru ea. Să-i luați ceva, să-i prindă bine, să-i aduc aminte de moșul și mătușa care astăzi se simte când la mulți ani și trimite acest lucru. La mulți ani sunteți! În partea lor îi spune la mulți ani, să fiți sănătoși, dragi părinți, felicitări vouă, că 3 ani și ceva în urmă ați dat naștere, dacă nu greșesc eu, la ani, ați dat naștere acestui suflet care i-a bucurat pe părinți la infinit. I-ați făcut bunică și bunel, pe frate, unchi și pe cunata, mătușă, și nu poate să nu fie cu fericire, în general când se naște un om în lumea asta și când știm că neamul o să fie dus cu mândrie mai departe. Iată este pe picioare, iată este fată mare, iată duce numele tăticului, bunelului, frumusețea mămicăi și, desigur, educația frumoasă care voi aveți grijă să-i o dați cu familia voastră. Corăcărică, cu nopți nedormite, ați crescut-o până aici. Este un drum încă foarte lung până o să vedeți mare, că spune noi, o să crească mare și am să stăm. Confirm că nu mai scăpați, încep și mai mult, așa am zis eu, dar acum aș vrea să fac timp înapoi să ne mai facem la aceste griji micuțe. Dar este o bucurie că copilul crește sănătos, că copilul aduce bucurii și, până la urmă, cursul vieții nimeni nu l-a amânat și asta e dat de Bunul Dumnezeu, să ne naștem, să creștem, să formăm familie și să ne mulțim. La mulți ani vouă, la mulți ani glorie! Sănătate și seara, mult mai minunată pentru noi, pentru noi, pentru noi!
Probabil știți bine tradiția, la final de surpriză se lasă un cuvânt pentru cei care nu sunt prezenți aici și această înregistrare păstrează acest moment frumos, deci trag pe mine microfonul. Seara bună și veselie, la noi sunt pentru ea, pentru Gloria.